pornește odată. Nici tu nu mai vrei, a? Faci scandal, vrei să iei din coaliție, vrei să ieși din coaliție, nu ți-i rușine? Cu telefonul vorbesc. Tot apăs aici pe bumbuțul roșu să se pornească filmarea și nu vrea, vrea să iasă din coaliție. Cu suportul care îl ține, cu atmosfera, cu studioul și cu mine. Dar ce, mă, ce nu-ți mai convine? Vrei să te remaniezi? Spune, un cuvânt să spui și te remaniezi. Dar unde să mergi? Unde să mergi? Vrei să facă cu tine live-uri doamna Șoșoacă? Doamna Șoșoacă, femeia cu două mâini și două telefoane. Ați văzut că pe unde merge? În ambele mâini are telefoane și transmite în direct. Ce îi se întâmplă ea? Tot ce îi se întâmplă ea transmite pe internet. A și zis doamna Șoșoacă, zice, ei, că dacă în loc de umeri aș avea încă două mâini, ce bine ar fi. Vă dați seama cu patru telefoane ce s-ar filma ea, cât scandal ar face cu patru telefoane dacă ar avea patru mâini. 4K, cu K de la Câțu. Da, bună dimineața și bine v-am găsit. N-ați greșit canalul. Canalul este același de YouTube, Nicu Bendea. Cum e? Așa și așa. Nu sunt vești prea bune nici din coaliție. Apoi de meteo, ce să mai zic? Înnorat, înnourat arăta telefonul la rubrica meteo azi dimineață. Un grad și se resimte în oase, acel grad se resimte ca minus 2. Posibilități de ploaie, de lapoviță, de 15 aprilie, mă, jumate din aprilie am pus-o deoparte și vremea este tot instabilă. Instabilă cum e și coaliția, ieri deja primul ministru din guvernul Câțu. Cât a rezistat guvernul Câțu în formula asta? 4 luni? Încă nu. Vreo 3 luni, hai să zici 4 luni. Și deja Vlad Voiculescu de la Sănătate a fost mătrășit. Acum ce să zic? Vedeți, asta e diferența între a fi om public, a fi om de bine și a deveni animal politic, om politic. El, săracul, o crezut că dacă vine și a doua oară la Ministerul Sănătății, face el lucruri mari. A încercat pe aici, pe acolo, pe punctele esențiale, dar nici nu a avut echipă, nici nu a avut viziune și batosoarele de pandemie au fost tot în spatele lui. Eu mă bucur într-un fel, pentru că el e un profesionist pe partea de ONG, se va reîntoarce la Magic Camp, va face în continuare acolo mult bine pentru bolnavi, pentru năcăjiți, pentru că, ia să ne gândim noi un pic, guvernul, sistemul ăsta, ce face pentru cetățean? Îl bulversează, îl îmbolnăvește, uneori îl și omoară. Dar noi, fiecare dintre noi, dacă facem o faptă bună, că până la urmă aici se va ajunge și la asta se va reduce puterea fiecărui dintre noi, sau nu se va duce, se va amplifica. Dacă fiecare facem o faptă bună, dacă fiecare dintre noi vedem în jurul nostru necăjiții, cei care au nevoie de sprijin și facem ceva bun în sensul ăsta, e un câștig. Dacă noi așteptăm de 31 de ani, tot așteptăm după guvernul să ne dea politicienii, să se implice politicienii, să facă, că doar de aia am ales. Vedeți că nu ajungem nicăieri, dar fiecare dintre noi trebuie să gândească așa, mă gândesc și eu, hai să vedem ce se poate face aici pe plan local, pe plan interuman. Câțu-i fericit, sunt fericit, e și ministrul la sănătate. Acum să vedem, s-o duce cineva la Câțu pentru o rețetă compensată? Se va duce cineva la Câțu să-i spună, domnul Câțu, ce părere aveți? Mă doare un picior, ce tratament dați? Câțu la sănătate, că Dan Barna a refuzat, deși inițial a acceptat. Și eu nu-l înțeleg, nu-l văd, nu-l simt insipit din color inodor pe Barna, săracul Cioloș. El e în recuperare că a avut un tic de COVID și nu a putut să se ducă să-l bată pe Câțu, că l-a dat afară pe Voiculescu. Nu știu ce să zic, PSD-ul de altă parte stă pe tușă, jubilează. PSD-ul bucuros, PSD-ul ce zice? Bă, noi chiar n-am făcut nimic. Să pregătea domnul Ciolacu, ce intrăm în grevă parlamentară. Grevă de la ce, mă? Că n-ați lucrat nimic. Ce, ați dat la sapă, ați dat cu trafaletul, ați dat, n-ați dat nimic. Și acum le vine soluția asta. Cresc în sondaje ca ciupercile radioactive după o ploaie bună la Cernobâl, PSD-iștii. Și, de ce nu, către toamnă să avem anticipate, că asta se forțează. Măi, credeam că s-o intrat în oare și ce stabilitate. Iohannis ce zice? Spuneți la comentarii, Iohannis ce face, nu? Oare astăzi apare de pe undeva, să uită pe pârtie, dialoghează cu urșii, a? Cafea bună, de pe buymeacoffee.com/nicubende, nici n-am pus zahăr în ea. Cafea neagră. Neagră ca destinul acestei țări. Și am încheiat citatul din mine.
buymeacoffee.com/nicubendea. Donațiile voastre sunt binevenite în această ceașcă sau în altele. Wernerul nostru zice ceva. Nu zice nimic, e frică. E frică că dacă iese și vorbește, iară iese porumbelul, iară scapă porumbelul. Porumbei, da, la Timișoara, săracii porumbei nu mai au voie să fie hrăniți ceva. Hotărâri de consiliu local, cine dă de mâncare la porumbei, pac, pac, amendă între 100 și 200 de lei. Păi nu. La Veneția să dau amenzi. Aici, în centrul Clujului, să dau amenzi. Că avem la porumbei, auziți și voi, fundalul sonor, background-ul. Din când în când, câte un stol de 100-115 porumbei, dau câte o tură pe aici, pe la studio, până aer liber. Dar cum să nu le dai de mâncare? Mai ales că avem atâtea firimituri prin buzunare, prin pungi și prin suflete. Să hrănim porumbeii cu firimiturile viselor noastre. Că am avut odată un vis, tarararara, că în țară totul e permis. Și dacă avem guvernul nou, tarararara, nu vom mai fi tratați fiecare în parte ca un... Așa este, domnule. Prea multe speranțe și acum iară să... Deja scriu oamenii pe net, scriu, bă, Nicule, mă gândeam să vin și eu vara asta, toamna asta, să mă întorc în țară să încep ceva. Stăm acolo, departe de casă, îți mai donăm din diasporă câte o cafea, tu ne mai amuzi aici și mai rămânem cu râsul ăsta. Că ne uităm 10 minute la tine, mai zâmbim, mai râdem, ne mai încărcăm cu o doză de pozitivitate, pozitivism și gânduri bune și după aia ne întoarcem la ale noastre, auzi mă. Numai în Timișoara n-ai voie, deci dacă ești cu mățul sau cu ce ai în dotare, câinele, dacă ai animal de companie, iei un bilet separat, poți să urci cu el în autobuz, dar cu animal de fermă nu poți să urci. De exemplu acum, că-s Paște, nu poți să iei de undeva, într-un capăt al Timișoarei, un miel bun, un iebut și nu ți-l poți duce acasă, că nu-i voie. Nu-i voie, dar aia care au doi hamster la sub braț, trei veverițe la inghinal, aia au voie fără și mai dau și câte o miros, nu știu. Parcă ne ocupăm numai de fleacuri, de lucruri mărunte, de aspecte de astea care nici nu strică, nici nu ajută și marile probleme rămân nerezolvate. Și aia care profită de pănuși și profită din banii statului nu se mai satură, domne. Sistemul ăsta, mă, a intrat acolo în horă, trebuie să joci sau ești mâncat, ca Vlad Voiculescu, eu oricum îi doresc succes, să-și vadă el de treburile lui caritabile și să se însoare și să meargă la casa lui, că dacă mai stătea încă 3 ani în guvern, cine știe ce se întâmpla. Că nu poți să faci, nu? Din aia bici și pleaznă. El a crezut că face din mandatul său la Ministerul Sănătății o operă de artă. Apropo, astăzi este ziua mondială a artei. Ce artă mai avem? Mai avem ceva artă? Mai avem un pic de brâncuș acolo la Târgu Jiu? Manuscrisele lui Eliade le are cam toată lumea, se vând pe la licitații în draci. Ceva pânze mai avem? Îl avem pe ăsta, pe nostru, de la Cluj, Baia Mare. Adrian Ghenie, stătă cu milioane de dolari, își vinde pânzele. Nu înțelegi nimic din ele, dar scumpe, bine. O intra și el în niște cercuri și... Artă. De Iasmina Reza. Să citim ceva de artă. Să citim o pânză de artă. Da, e memoria lui Leonardo Vinci, care n-a fost simplu spoitor, a fost mare pictor de artă. În memoria lui se serbează pe 15 aprilie, Ziua Mondială a Artei. De seară sper să văd și o artă în teren. Că m-am uitat în ultima vreme la meciurile astea din Liga 1, numai miuță, numai povești cu piciorul și cu mâna când fac hands. De seară meci mare, FCSB cu CFR, duelul din Supercupa României, duelul dintre Gigi Becali și soacră mea, au zis că nici nu se gândește să pună pariu, deși între timp a venit Pitiu cu pensia, mulțumim frumos. A zice, ce e aia? Supercupa, zice, din ce an? Că sunt un pic în urmă cu meciurile astea, sunt un pic restanție. Vom vedea dacă ne uităm la meci, joi, ce joi la ora aia, știrile, nu știu ce. O să ne mai uităm, între Rory Boridu de curse, Căpșunica și ce desene mai este acolo pe Jim Jam, o să, poate ne lasă copiii să ne uităm un pic și la meci. Dar dacă e Bing și cu Sela Vitujur Parșiv. O zi bună, o zi frumoasă și stați aici pe canal, abonați-vă în continuare, spuneți și lumii că din 21 aprilie vom face lumină în hățișul YouTube-ului. Urmăriți și canalul de Facebook, acolo se pun teasere.
Vă țin eu la curent, că alții ne țin în curent și ne țin de fraier. O zi superbă, scuze de deranj, și tradiționalul de amu, servus.